România se încadrează la democrații deficitare în rândul țărilor Uniunii Europene la capitolul democrație, fiind pe locul 62 în lume. Țara ta are un scor de 6,45 potrivit indexului anual al democrațiilor întocmit de grupul britanic The Economist. În lume suntem pe locul 62, iar Ungaria și Bulgaria se află pe locul 56, respectiv 57. România este în acest top alături de majoritatea statelor din Europa Centrală și de Est, cu excepția Austriei. Cât de corect e topul? Uite ce spune sociologul Vladimir Ionaș. Probleme sunt în toate statele europene, dar și în România, de altfel, dar mie personal mi se pare o exagerare modul în care este prezentată democrația în acest top al de Economist. Evident că nu e România un model de urmat, dar este o țară care se încadrează în, să spunem așa, media țărilor democratice occidentale. Nu cred că este România din punctul de vedere al modului în care se raportează statul la libertățile cetățenilor, la drepturile cetățenilor, o țară mai puțin democratică decât mai puțin democrată decât, să spunem, nu știu, Suedia sau Olanda sau Belgia. Pe de altă parte, politologul Cristian Pârvulescu este de părere că România nu are cum să aibă altă democrație decât una deficitară. În lume sunt doar 24 de democrații depline cu scor între 9 și 10, iar faptul că România este între 6 și 7 nu poate fi atât de rău. Nu este un dezastru. De fapt, acest index pe 2022 este un index dedicat Ucrainei și contextului războiului din Ucraina, așa cum indexul pe 2021 fusese unul care analiza China. Constatăm că, spre deosebire de ceea ce s-a întâmplat până acum, democrația pare să fie într-un foarte mic ridiment, este în orice caz într-o fază stabilă, dacă tendința este continuă încă o generație și jumătate, adică 60 de ani de la schimbări. Dar că tendința nu este obligatorie să fie continuă. Poate să existe stagnare și involuție.